Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță grevă generală în iulie ca urmare a refuzului Guvernului României de a soluționa revendicările salariaților din primăriile și consiliile județene. Reprezentanții sindicatelor consideră că personalul care își desfășoară activitatea în consiliile județene și primăriile de pe întreg teritoriul țării a fost vădit discriminat în raport cu angajații din administrația centrală în urma adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Astfel, Federația a înaintat Ministerului Muncii notificarea privind declanșarea conflictului de muncă, în urma refuzului Guvernului României de a soluționa revendicările salariaților. Potrivit calendarului acțiunilor de protest, va fi organizată o grevă generală de o oră în data de 5 iulie, o grevă generală de o zi în data de 12 iulie și grevă generală pe termen nelimitat începând cu data de 19 iulie. Printre revendicările anunțate se numără acordarea normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, acolo unde resursele bugetare permit acest lucru, acordarea voucherelor de vacanță, majorarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din administrația publică locală cu 25%. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație are la nivel național 35.000 de membri, funcționari din primării, consilii județene și instituții subordonate.